A mai apărut încă un caz în care un pacient internat la Spitalul Județean de Urgență din Craiova spune că a fost trimis să-și cumpere medicamente, apoi nu mai recunoaște acest lucru. Constantin Ghițoi a ajuns la spital în stare gravă, cu ulcer grav și peritonită. El a declarat marți seară la un post național de televiziune că situația lui s-a agravat după ce a fost tratat necorespunzător pentru că nu a avut bani să-și cumpere antibioticele necesare. A doua zi, pacientul s-a răzgândit și a dezmințit cele declarate anterior. Spuneți-mi care e situația dumneavoastră. Înțeles că ați făcut o reclamație legată de tratamentul de spital? Eu nu am făcut reclamație, pentru că am stat în pat. Unde să mă duc eu să fac reclamație? Pe cine am eu să fac reclamație? Nu pot să-i respir. Ați vorbit la... Ați fost întrebat prin telefon? Aseară. Aseară prin telefon, dar nu știu cu cine a vorbit, ce a făcut, nu știu. Cum ați fost tratat în spital? Bine. Ce tratament ați primit de la spital și ce ați cumpărat dumneavoastră? Glucoză. La spital nu știu ce mi-a băgat în mine. Dar a fost ceva antibiotic să fi cumpărat? V-au trimis să cumpărați ceva alte medicamente, antibiotice? Antibiotice? Nu știu. Nu știu dacă îl cumpără sau nu am cumpărat. Nu știu că nu și-a avut al mine. Și la operație, ați cumpărat ceva pentru operație? Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dolj spun că nu au primit nicio sesizare. Nu am primit nicio sesizare oficială privind tratamentul acordat acestui pacient. M-am autosesizat în urma vizionării unei emisiuni pe posturile de televiziune. Am fost și contactat ca să intru, să intervin în direct. În ceea ce ne privește pe noi ca Direcție de Sănătate Publică, ne-am autosesizat și în cursul zilei de astăzi am înștiințat și Ministerul Sănătății despre situația existentă la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova și am alcătuit o comisie de verificare a cazului acestui pacient. Deși lipsa medicamentelor în spitalul de urgență este o situație reală, mediatizată de mai multe ori și în Gazeta de Sud, atât managerul spitalului cât și șeful clinicii 3 chirurgie susțin că unitatea este aprovizionată corespunzător. În acest moment, spitalul nu are probleme cu medicamente și materiale sanitare. La pacient s-a asigurat tratamentul, aprovizionarea a fost făcută la începutul lunii ca de obicei, cu cantități mari, cu fondurile care au fost repartizate pentru tratament în luna august, încât nu văd ca acest pacient să aibă o justificare sau să aibă vreo problemă în ce privește medicație. Din ce ați solicitat dumneavoastră spitalului ca medicație, vi s-a... Da, a fost acoperit în data de 9 de la venire până în data de 18, a avut antibiotic, deși a fost o perioadă cam lungă pentru antibioterapie, a fost perfuzat, acum urmează să mai ia 2-3 capsule pe gură de antisecretor gastric și nimic mai mult. Și această sesizare, de fapt, de unde? Nu știu și îmi pare rău că este implicată clinica mea, pentru că ne dăm sufletul zi de zi aici.